Fermierii interesați de accesarea fondurilor europene au avut o nouă întâlnire cu directorul Camerei Agricole Buzău, Dumitru Socol, și cu Liviu Constantinescu, șef de serviciu în cadrul Oficiului Județean pentru Investiții Rurale, fiind cea de-a șasea discuție după lansarea ghidurilor de finanțare pentru măsurile instalarea tinerilor fermieri și investiții în exploatațiile agricole. După ce au fost informați cu privire la facilitățile derulării unor mici afaceri cu fonduri europene, invitații au dorit să cunoască și alte detalii cu privire la proiectele ce pot fi creionate prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală. Cultura de la bancă se găsește în... Se găsește la plante medicinale, dar aveți grijă dacă faceți numai la bandă sau aveți și... Este o pătrână situație destul de mare. Un absolvent al liceului agricol primește punctaj în caz... Dacă este absolvent de liceu agricol, profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, primește o adicostă. Deci profilul este tehnician veterinar. Știți ceva nou în legătură cu programul de reconversie publică? Întâlnirea a durat aproximativ 2 ore, iar la final fermierii s-au declarat mulțumiți de informațiile primite. De exemplu, Viorel Arsene, un tânăr din Poșta Câlnău, spune că ceea ce a aflat astăzi îl va ajuta să-și dezvolte afacerea. Și cât de mult ajută aceste sesiuni de informare? Foarte mult. Am avut câteva întrebări în ideea de a-mi accesa fondurile europene și aici m-a ajutat să fac cunoștință cu legile și cu tot ce aveam eu neclar. Și cât ai investit atunci? Cam 2500 de euro în 2500 de metri pătrați. Și acum încep să-mi treptat să-mi produc singur materialul săditor. Chiar am mai dat comandă să am o diversificare a soierilor și am mai adus din Olanda diferite soieri și să acoper cerințele și pieței. Multe neclarități anul acesta? Sunt multe, dar sperăm să nu se schimbe nimic pe parcurs. Cam ce ai fi interesat să depui un proiect? Pe ce? Pe reconversie pomicolă. Până în prezent, aproximativ 200 de fermieri au participat la cele 6 sesiuni de informare organizate în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, până acum, niciun buzoian nu a depus proiect în vederea obținerii finanțării prin noul PNDR. Faptul că până în prezent nu a fost adusă în lucru, să spunem, nicio documentație în acest sens, se datorează faptului că APIA a început în acest an un pic mai târziu primirea și înregistrarea cererilor de plată pe suprafață, cerere unică în care se trec și animalele și suprafețele de teren, și acest lucru a întârziat un pic și primirea documentațiilor pentru întocmirea proiectelor. Camera Agricolă va continua să organizeze astfel de sesiuni de informare în fiecare zi de luni a săptămânii, începând cu ora 10. Participarea fermierilor este gratuită.